A căzut moțiunea simplă de cenzură împotriva lui Marius Budăi, ministrul muncii, dar nu a căzut oricum. Și nu mă refer acum la voturi și cum s-au dat voturile, ci mă refer la discursul fulminant, după părerea mea, a lui Budăi, legat de vicile din PNR. Și acuzațiile extrem de logice și de bine argumentate pe care acesta le aduce partidului care practic a conceput întregul document PNRR, care a fost înaintat Comisiei Europene și care are atât de multe vicii și atât de multe stângăcii, încât e foarte complicat să-l mai corectezi ulterior și din mers. Până la urmă, acuzațiile care i s-au adus lui Marius Budăi s-au transformat prin modul în care el a prezentat lucrurile, s-au întors împotriva USR-ului.